Consiliul Județean Argeș a făcut demersuri pentru ca investiția din statul Urluiești, din comuna Cepari, să primească alocări prin fondul pentru calamități al guvernului. Valoarea investiției a fost de aproximativ 283.000 de lei cu TVA, lucrările fiind executate de Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeș. Este important pentru că deservește trei comune. În afară de faptul că deservește trei sate ale comunei Cepari, vin și cei de la Runcu și de la Valea Babii, tot pe aici trec, care fac naveta la Curtea d'Argeș, că sunt mulți cetățeni care lucrează la Curtea d'Argeș. De asemenea, toate aprecierile pentru Consiliul Județean, pentru modul cum s-au implicat în refacerea acestui crater, să zicem. Poate nu știți cum arăta până să veniți, adică până să facă lucrarea, nu știți cum arăta. Era aripa, culeia, cum se numește în termeni profesioniști, culeia era aplecată. După aceea, cei care au venit ca să repare, au răsturnat-o, nu știu dacă e termenul potrivit, au dat-o în râu și s-au apucat să facă acest gabion de piatră. Dacă nu se făcea asta lucrare, apa sumina până potul era neaccesibil. Vicepreședintele Consiliului Județean Argeș, Marius Nicolaescu, a inspectat calitatea lucrărilor podului care traversează râul Topolog. Ne aflăm pe drumul județean 703F, în localitatea Cepar, satul Lești, unde am avut niște lucrări de consolidare a podului peste râul Topolog, lucrare efectuată de către Direcția Județeană de Drumuri. Este o lucrare foarte bună, după cum se vede. Dacă nu efectuam în timp, locuitorii din satul Luiești riscau să nu mai poată ajunge la locuințele lor. De asemenea, am depus documente la guvern pentru a fi introdus pe fondul pe calamități. Așteptăm și banii. Lucrările realizate au fost zid de sprijin din gabioane pe o lungime de 24 de metri și o înălțime de 3,5 metri, regularizare albie râu în zona de protecție a podului, parapet metalic de 15 metri și refacere platformă drum.